Odată cu sosirea iernii, cu toții trebuie să luăm toate măsurile de prevenire a neplăcerilor cauzate de înghețarea componentelor instalațiilor de alimentare cu apă, fie că sunt montate în căminele unde sunt făcute branșamentele, în subsolurile blocurilor sau pe casa scării, apometrele și conductele trebuie izolate termic. În caz contrar, pot fi distruse când apa va îngheța din cauza gerului. Așa cum facem în fiecare an în acest anotimp, când temperaturile scad sub 0 grade și apare fenomenul de îngheț, facem apel la toți utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă potabilă, atât populație cât și agenții economici sau instituții publice, să-și ia toate măsurile pentru a preîntâmpina fenomenul de îngheț, care va duce în final la sistarea alimentării cu apă pe branșamentul respectiv, prin înghețarea conductei, apometru, robinet și așa mai departe, putând duce chiar la a rămâne fără apă câteva zile, mai ales acolo unde branșamentul de apă are un apometru care, în cazul înghețului, nu se poate găsi pe plan local. Situațiile de acest gen petrecute în iernile anterioare nu au fost deloc puține. De multe ori, echipele de intervenție nu au făcut față solicitărilor. Multe situații am avut în anii când temperatura a scăzut sub minus 15-20 de grade, când efectiv nu am făcut față la intervenții, deși, în mod normal, după regulament, acolo unde problemele apar pe rețeaua interioară, nu ar fi problema companiei de apă, totuși am intervenit și intervenim. Da? Ideea e să nu fie foarte mult evident de acest gen și dacă s-ar putea ajunge la eliminarea definitivă a fenomenului, ar fi foarte bine. Iată câteva măsuri pentru a crea un ambient corespunzător pe casa scării, închiderea ușilor și ferestrelor sau înlocuirea geamurilor lipsă, acolo unde este cazul, dar și izolarea conductelor. De asemenea, trebuie verificate și izolate conductele aflate lângă pereții exteriori, precum și cele din beciuri, garaje sau alte spații nefolosite unde temperatura este scăzută.